lucrarea și cu harul milostivului Dumnezeu, cel întreime lăudat, s-au încheiat lucrările de zidire a noii biserici cu hramul Adormirea Maicii Domnului, parohia Cucova, protopopiatul Sascut. Istoria acestor locuri face amintire de răzeși înrolați în oastea binecredinciosului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, printre care se afla și un oștean pe nume Cucu. Acesta, după legenda transmisă din moș strămoș, s-a retras la vatră în regiunea natală și, fiind împroprietărit de domnitor cu pământ, a dat numele localității Cucova. Urmași ai vretnicilor răzeși, oameni harnici și darnici de aici, păstrători ai dreptei credințe, ai valorilor spirituale și continuatori ai frumoaselor tradiții strămoșești, și-au zidit alături de gospodării și un lăcaș de cult. La jumătatea secolului al XIX-lea există o biserică impunătoare cu hramul Adormirea Maicii Domnului, care a fost grav avariat în urma cutremurului din 1940. În timpul vretnicului de pomenire preot Dumitru Chiribașa, credincioșii au dorit să înalțe un nou lăcaș de cult reprezentativ pentru comunitate. Lucrările au demarat cu ridicarea pe vechea temelie a unei bisericuțe din lemn, acoperită cu bârne, în care să se săvârșească sfintele slujbe până la zidirea noului edificiu spiritual. În perioada de prigoană ateie, când multe biserici au fost dărâmate, s-a încercat zidirea bisericii mari, dar refuzul categoric din partea autorităților acelor vremuri a blocat orice demers. Fără teamă și având credință statornică, localnicii au făcut noi intervenții, au strâns materiale și au confecționat singuri cărămida. Aceleași autorități au confiscat totul, folosind materialele la zidirea unei școli în comună, proiectul bisericii rămânând în sufletul credincioșilor. După trecerea la cele veșnice a preotului Dumitru Chiribașa, a urmat preotul Constantin Carp, care a început ample lucrări de renovare și extindere pentru mica biserică din lemn. În urma acestor lucrări, biserica a fost resfințită de episcopul Eftimie Luca în data de 21 noiembrie 1985. La 10 ani după eliberarea de sub jugul comunist ateu, a renăscut ideea zidirii bisericii mari și cu binecuvântarea chiriarhului locului în toamna anului 1999, sub coordonarea preotului paroh Marin Racoviță, s-a pus piatra de temelie a noii biserici în ziua de 26 august. Au fost apoi demarate lucrările de zidire, lăcașul fiind ridicat pe cadre de beton în formă de cruce cu două turle. La interior s-a realizat o frumoasă catapeteasmă și întreg mobilierul sculptat din stejar, iar pictura murală în tehnica fresco a fost executată de către pictorul Constantin Zafiu. La ridicarea acestui lăcaș de cult, alături de puținii enoriași ai parohiei, se adaugă sprijinul Consiliului Local, precum și contribuția însemnată a unor fii ai satului care nu și-au uitat rădăcinile și au oferit un ajutor substanțial, înscriindu-se astfel în rândul ctitorilor de lăcașuri sfinte. Acestora se adaugă darul material al unor oameni de suflet, între care se înscriu Nicușor Damian și fratele său, Valeriu Damian, trecut la Domnul de curând, căruia veșnică să-i fie pomenirea. De asemenea, Vasile Șendrea, Gheorghe Daraban, Maria Șandru, familia Popa, Jana Bodea și mulți alții. Din milostivirea preasfintei trăim. Astăzi, 4 septembrie, anul Mântuirii 2011, în duminica a 11-a după Rusalii, efortul depus de fiecare se vede încununat prin săvârșirea slujbei de sfințire de către noi, Ioachim Băcăuanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului. La acest moment haric, precum și Sfânta Liturghie arhierească, au participat preacucernicul preot Ioan Negoiță, protopop al protoieriei Sascut, un sobor numeros de preoți, reprezentanți ai autorităților centrale și locale, precum și mulțime de popor, aducând prin această laudă lui Dumnezeu care i-a ocrotit și învrednicit să împlinească această lucrare. Dumnezeu să răsplătească și să sporească darul lucrătorilor, donatorilor, miluitorilor, binefăcătorilor, slujitorilor ce au ctitorit această sfântă biserică. Scrie, Doamne, în cartea vieții, pe iubitorii lăcașului Tău cel sfânt, veșnică pomenire fie ctitorilor sfântului locașului acestui. Asemnează preasfinția sa, preasfințitul Ioachim Băcăuanul,
episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, domnul președinte al Consiliului Județean Bacău, domnul Dragoș Benea, preacucernicul părinte protopop Ioan Legoiță, domnul primar Ioan Pravăț și toți preacucernicii părinți slujitori de astăzi. Veșnică fie pomenirea ctitorilor acestui sfânt locaș. Vâne, Doamne, Dumnezeul nostru, cela ce ai pus în cerul cetereoștele îngerilor și al arhanghelilor, spre slujba slave tale, fă că împreună cu intrarea noastră a sfințiților tăi slujitori să fie și intrarea sfinților îngeri, care slujesc împreună cu noi și împreună slăvesc bunătatea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Deschideți căpetenii porțele voastre. Vă deschideți porțele cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acest Împăratul Slavei? Domnul Puterilor. Domnul cel tare în războaie. Acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetenii porțile voastre, vă deschide porțile cele veșnice. Va intra Împăratul Slavei. Cine este acest Împărat? Domnul Puterilor. Domnul cel tare în războaie. Acesta este Împăratul Slavei. Deschideți căpetenii porțile voastre, vă deschideți porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acest Împărat? Domnul Puterilor. Domnul cel tare în războaie, acesta este Împăratul Slavei. Care au pătimit pentru tine, ca să se semene în tot pământul martirilor. Însuși, Stăpâne, cel ce ești dătător de toate bunătățile, pentru rugăciunile Sfinților, al cărui maște ai binevoit ați așa încinstită casa aceasta. Împredicește-ne pe noi, fără de o sândă, să se aducem ție întrânsa jertfa cea fără de sânge și ne dăruiește toate cerurile cele de mântuire. Dă răsplătire și celor din trânsa care au pătimit pentru Sfânt numele Tău, ca să se facă minuni prin trânge spre a noastră mântuire, ca a Ta este stăpânirea, puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Veșnică pomenire fie ctitorilor fondatori, donatori, sprijinitori, înzestrători ai Sfânt locașului acestuia, veșnică lor pomenire. Veșnică pomenire, ctitorilor Sfânt locașului acestuia. Veșnică pomenire. Pomenire fie ctitorilor Sfânt locașului acestuia. Yeah.
Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, Dumnezeul nostru, Celea ce ai sfântit averele Iordanului, prin mântuitoare ta arătare însuși și acum, trimite harul Preasfântului peste jertfele cu acestea, ne binecuvintează pe noi și apa aceasta. Amin. Ca să fie spre sfințirea și desăvârșirea jertfelilor acestea, că binecuvântată ești în vecii vecilor. Sfânt de iubite sunt locașele tale, Doamne al puterilor. Dorește să sfârșește pentru tine. După curțile Domnului. Inima mea și trupul meu s-au bucurat de Dumnezeu nășerăbil. Că pastrea și afla viși casă și tuturea primire și dezbatere cu Iisus. Alătările tale, Doamne, al puterilor împăratul meu și Dumnezeul meu. Fericiți sunt cei ce locuiesc în casa ta, în veci și vecilor te vor lăuda. Fericit este bărbatul al cărui ajutor este de la tine, Doamne, suișul inima s-a avus, în valea plângerii în locul care i-a fost pus. Că binecuvântare va da cel ce pune lege, vește vor din putere în putere, arătați-vă Dumnezeul Dumnezeului Sfânt. Doamne, Dumnezeul puterilor, auzi rugăciunea mea, ascultă Dumnezeului Iacob. Apărătorul nostru, vezi Dumnezeule și caută la fața Domnului Tău. Stropim-vă cu isop și mă vei vrăți spălame și mai mult decât zăpadă mă vei albi. Întinde-ți, Părinții. Auzi mâna mea, bucurie și meserie cu brațul tău asemenea cele smerite, împarte foarte față de greșelile mele și toate părtinele mele șergere. Învățam-vă pe cei părtineșcării tale și cele credincioase, la tine să vă întoarce. Izolește-vă de vărțare de sânge Dumnezeule, Dumnezeu în mele. Aleluia, 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 iată acum ce este bun și ce este frumos. Vă rămâi alăpâi, frate, împreună, ca mirul pe cap. Pogoară pe barbe, pe barba lor roții, pogoară pe marginea veșmintelor lui. Părinții, tine spune. Aceasta este caroa Ermonului, care se pogoară pe munții Sionului, că el unde este unirea acolo a poruncii Domnului, viața și binecuvântarea până întreagă. Oh.